Când am ajuns să ridicăm cadavrul de la morgă, prima dată am zis că să nu facem autopsie, zic, să nu-l mai căsăpim. Era chiar milă de el. Era băiat tânăr. Și până la urmă, doamna doctor Miron a zis că ar fi bine sau mai bine am renunțat, că e posibil să îi împrăștie sângele în plămâni și mai bine să renunțăm la autopsie. Și aici mi-a căzut așa rău. Și am zis, nu, mergem pe autopsie. Și am cerut un medic legist din afara, să nu fie de la morgă, da. Costel Hagiu s-a stins din viață la doar 42 de ani, după ce a fost internat la spitalul de urgență din Galați. Omul mersese să își trateze durerile de oase, însă în spital s-a îmbolnăvit și mai tare. Începuse să facă temperatură, dureri de cap, îi scăzuse pofta de mâncare, se simțea reumatologie. Și seara când am ajuns acasă l-am sunat din nou și a zis că tot așa face temperatură, i s-au dat paracetamol, un sirop de tuse care l-am luat de la farmacie de afară. El nu a ieșit din spital? Siropul de tuse, da, l-am cumpărat eu. El nu a ieșit din spital în această perioadă deloc? Nu. Niciun moment? Nu. Într-adevăr, există o persoană de sex masculin care a fost raportată la începutul lunii martie cu gripă, cu virus gripal tip A, H1PDM09, care ulterior, datorită unor altor complicații somatice, a decedat. Eu nu cunosc diagnosticul de internare, aici luați legătura cu cei de la Spitalul Județean, diagnosticul de deces este insuficiență hepatorenală, steatoză hepatică, nefropatie diabetică. Și mai scrie în continuare? Acolo sunt alte cauze care pot contribui. Deci e faptul că organismul era slăbit. Conducerea unității medicale susține că nu au existat cazuri de gripă în acest sezon și că au fost luate măsurile necesare pentru prevenirea infectărilor. Noi am aplicat toate procedurile de izolare a cazurilor și a bolnavilor pe secția ATI, unde doar acolo a existat și la altă distanță, deci fără link epidemiologic. Nu am avut pe nicio secție de spital cazuri de gripă internate și confirmate. Văduva a depus plângeri la parchet, la Comisia de Malpraxis din cadrul DSP și la Avocatul Poporului, fiind convinsă că virusul luat din spital i-a ucis soțul. Direcția de Sănătate Publică se va pronunța după 3 luni, după ce un expert va cerceta cazul.